Fără cadouri, iar el a primit cel mai frumos cadou, un tablou. Și mi-a plăcut foarte mult și am zis, n-am cum să ratez. Și de atunci tot îl bat la cap și sigur că într-o zi ne-am întâlnit la noi aici și mi-a expus cam ce vrea să facă și am zis că e ceva superb. Practic că sunt toate fazele de la Sevilla cu penalturi, cu echipa, cu Ilie Dumitrescu, inclusiv detenta care a avut-o Ion Boinescu și am învățat-o de la dânsul, cu terminarea cu regele, cu... am văzut după ce a adus tablou, după o zi am văzut cele patru degete. Nu le-am remarcat. Deci e o poveste. Helmut Ducadam ne-a povestit cu nostalgie despre începuturile carierei, însă are și un sfat pentru pasionații de fotbal. Nu credeam că ajung un mare portar. Mie îmi plăcea să joc. Pentru mine visul meu a fost să joc în echipa Comunei. Ceea ce am reușit și sigur că ulterior, când am ajuns la Școala Sportivă Gloria, atunci visam deja, poate voi ajunge într-o zi la UTA. Viața m-a dus și în altă parte, și la UTA, și la Steaua și sigur că sunt foarte mulțumit de ce am realizat în sport, chiar dacă perioada a fost foarte scurtă. Talentul este 20%, 80% e muncă și cred că pe lângă asta trebuie să rămâi modest ca să ai succes în tot ce faci. Chiar dacă a primit cadoul mult așteptat, la 65 de ani Helmut Ducadam își dorește doar sănătate. Să fie sănătos, el și familia lui, în rest chiar nu-mi doresc nimic. Am strictul necesar, tot ce-mi doresc, așa că doar sănătate. Să dea Dumnezeu la toată lumea, de fapt. Asta e cea mai importantă. Restul ne descurcăm și ne mai aranjăm. Da, e cadou pe care mi l-am dorit de vreo 2 ani de zile. E o pictură foarte mare și foarte frumoasă cu toate evenimentele care s-au petrecut atunci din momentul în care s-a executat primul penalti. Și cred că va rămâne o amintire pentru copii și nepoții mei.